Micii, berea și muzica populară au fost pe placul tuturor. Cei tineri au făcut poze și s-au distrat, iar cei mai în vârstă și-au amintit de tinerețe. Foarte frumos, foarte frumos. Mulțumim. Cum au fost micii? Foarte buni! Super! Sănătate cine a organizat. Sănătate să le dea. Și să trăiască și să mai facă, mamă. Și unul mai așa la pădure, cum e tradiția? Super, mamă, super, bine, frumos. Până la anul să mai trebuie să mai venim. Vă place la pădure de 1 mai? Da. Ce vă amintește ziua asta de 1 mai? De tinerețea noastră. Foarte frumos. Mulțumim pentru organizare. Alături le-au fost și liderii PSD care le-au transmis membrilor și simpatizanților să se pregătească pentru campaniile electorale de anul viitor. În fiecare an, de 1 mai, de ziua muncii, ne-am întâlnit aici, lângă Olt. Am stat cu toții, membrii de partid, simpatizați ai partidului. Sunt chestiuni care le facem cu multă plăcere pentru că de fiecare dată trebuie să ne strângem armata aproape și vorbesc ca președinte al partidului, strângem armata aproape pentru că mai avem un an până la alegeri și trebuie să stăm de vorbă cu toată lumea, oamenii să ne vadă că suntem într-adevăr, indiferent de conjunctura actuală, că noi suntem așa cum ne-au știut de-a lungul timpului. Și astăzi ne-am întâlnit cu aproximativ 1000 de membri de partid, sărbătorim această zi. Nu vreau decât să le transmit să aibă o zi cu soare și să petreacă frumos. Așa că socialdemocrații au petrecut câteva ceasuri bune în pădurea de pe malul Oltului și, îmbiați de muzica populară, au jucat și câte o horă. Se așează la inimă, rată-n inimioara mea, că ți-a plăcut, dragă.